Ești rob sau ești un fiu? Și din cer un glas se aude: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea de el să ascultați mereu. Dar se pune o întrebare și răspunsul să vi-l dați. Poate Dumnezeu și în dreptul meu să spună că sunt și eu un fiu de-a lui? Se poate lăuda cu mine sau capuși pleacă îndurerat? Prin tot ce fac, îl reprezint ca fiu? Sau am devenit ca niște farisei și cărturari? Părăsiți șablonul lumii ce Satan vi-l pune în minte. Nu lăsați ca gândul să vă fie robit de patima plăcerilor deșarte, căci tot așa Sodoma și Gomora, cetățile de prin prejur, s-au dedat și ele la curvie, poftind trupul altora. Acestea ne-au rămas ca pildă și ne servesc ca învățătură acum. Și atunci, când gura Domnului vorbește odată a lui popor, de două ori s-audă: vegheați, vegheați și iar vă spun vegheați, căci printre voi ca niște stânci se ascund oameni care par a fi duhovnicești, dar sunt lupi îmbrăcați în piei de oaie. Se ospătează la ale voastre mese, dar băgați de seamă voi cei duhovnicești, că sunt trimise ca iscoade și așteaptă neveghere să cădeți, ca să vă fure cei duhovnicesc. Vreau să vă aduc aminte că Domnul, după ce a izbăvit pe al său popor atunci din Egipt, i-a nimicit pe cei ce n-au crezut în el. Păstrează-ți vrednicia și nu te încurca cu lumea, căci dorința mea fierbinte este întru totul să mă reprezinți pe mine. Nu fii scoadă, fariseu sau cărturar, precum un lup îmbrăcat în piei de oaie, fiindcă la doi stăpâni nu poți sluji. De aceea veghează și împlinește-ți bine slujba. Iar că despre cei necredincioși, păstrată este negura întunericului pentru vecie, căci au cochetat cu duhul lumii și au dus în rătăcire oițele din a mea turmă. Un vai se va auzi în curând, căci focul ghenii va cuprinde, căci necredința
și blasfemia la adresa numelui meu. Amarnic se plătesc, creștine, dar atenție mărit acum, căci trăim vremuri din urmă, când păcatul e clasat în vârful culmii și se spune răului că-i bine. Se cere unitate și cu toți să dați mână de pace, apoi uniți-vă în rugăciuni și post, ca eu să izbăvesc întreaga națiune. Pune umărul în lucrare, fii un mădular din trup și neobosit să semeni al meu cuvânt ce-i încercat prin foc. Grăbiți a mea venire, vestindu-mă pe mine, chiar dacă nu vor vrea să ia aminte. Cuvântul meu le va fi ca mărturie. Haideți în holdă și lucrați cu spor, căci secereșul-i gata, dar lucrătorii adevărați sunt astăzi prea puțini. Nu te uita în urmă, privește prin ochii credinței înainte, căci voi veni pe nor de slavă și răsplata cu mine atunci va fi, ca să dau fiecăruia în parte după faptele lui. Și acum, la încheiere, te întreb a doua oară, din ce tabără faci parte? Din martorul lui Iisus Hristos sau din cel rostit pierzării? Amin, amin.